Bună ziua și bine v-am găsit la debiul Ligii a 4-a, zona Cluj, și se înfruntă astăzi pe stadionul municipal din Turda Arieșul și CS Florești, ocupanta locului 2. Turda conduce în clasament cu 56 de puncte. Locul al doilea, CS Florești, 52 de puncte, însă un meci mai mult pentru cei de la Florești. Turda va evolua într-o distanță miercuri de la ora 17, tot în regla Turdanius contra celor de la Unirea Titenii de Jos. Totul este pregătit aici pe stadionul municipal pentru debutul partidei. Turda în alb roșu, Floreștiul în roș-albastru. În tur scorul a fost egal, 1-1, goluri marcate de Sergiu Mărginean și de Paul Dârjan. Să vă prezint și cele două formații. Începem cu aspeții. Numărul 12, Călin Tiuț, în poartă. Fundaș 4, Răzvan Trușcă, 10, Mihai Frătean, 6, Bogdan Părăvan, 3, Alex Corpodean. La mijloc, cu numărul 8, Laurențiu Văidean, 17, Cristian Chilin, 15, Andrei Someșan și cu numărul 18, Mirel Toader. În față, numărul 9, Mihai Mariș, și golgeterul campionatului, numărul 21, Paul Dârjan. În acest moment începe partida. Turda are prima posesie. Încep Turden, în poartă cu Uțu, pe linia de fund Soporan, Ionescu, Cocoară, Marcu. La mijloc, Savu, Paleoca, Bituleanu și Chișu. În față, David Adrian și Ștefan Silaghi. Partida este condusă de o brigadă cunoscută la noi în țară. Central este Horațiu Feșnic, ajutat la cele două tușe de Sabogero și Iulian Sechei. Floreștiul are nevoie de victorie pentru a menține aproape de formația turdeană. Doar două meciuri nu a câștigat Turda la Florești. În tur, în acel 1-1, și tot un 1-1 a fost și în partida care s-a... prima partida anului 2018, când Turda a remizat pe terenul celor de la Sporting Apahida. Tot 1-1, a reușit atunci să egaleze pe final pentru formația turdeană Florin Dan, marele absent al partidei de astăzi. În continuare, accidentat golgheterul echipei turdene, se află doar pe bancă de rezervă. La fel a fost și în meciul cu Viitorul Feleacu. Se luptă acolo pentru balon David Adrian, câștigă Chișu, încearcă să-l surprindă pe Tiuț, trimite însă peste poartă. Intenție bună pentru Adrian Chișu. El și Alex Savu, practic, sunt oamenii de experiență în echipa turdeană. A evoluat și Liga I Chișu. Iată, este cel mai avansat jucător al echipei turdene. Silaghi și David sunt extreme. Un fault acolo făcut de Mihai Frătean. La stadion este prezent și Ioan Ovidiu Sabău, oficialul Universității Cluj, echipă care va evolua astăzi de la ora 19 în contra celor de la Sănătatea. Marcu recuperează însă jucătorii Floreștiului. Foarte bine se luptă acolo și recuperează același Valentin Marcu. Trimite în spate pentru Cristi Paleoca. Uțu joacă simplu pe partea dreaptă pentru Soporan. Iese în pressing Dârjan. Chișu încearcă să lase pentru David, foarte bine plasat însă Mirel Toader. Rămân sus jucătorii antrenați de altul podare. Iată ce pressing face Turda în patru oameni și îl obligă pe Bogdan Părăvan să trimită în afara terenului. David, duel acolo al lui David cu Chilin, cred că a fost. Prim cornet la poarta lui Călin Tiuț. Execută Radeș Bituleanu. Oamenii înalți sunt în careul Floreștiului. Centrale! Să reușește să respingă de acolo Andrei Someșan.
A căzut mingea în careul oaspeților. O primă mini ocazie, dacă pot să spun așa, la poarta celor de la Florești. Sunt aproximativ 400 de oameni aici pe stadionul municipal din Turda. Vine lumea să vadă fotbal. Vremea este perfectă. Sunt 17 grade în acest moment aici la Turda. Cocoară pentru Soporan pe partea dreaptă. Rămâne avansat doar Paul Dârjan și Mihai Mariș. Savu deschide bine pe partea stângă pentru Marcu, talonat acolo de Părăvan. Încearcă să scoată Marcu pentru Radeș Bituleanu, s-a apărat bine însă oaspeții. Mariș pune însă foarte bine piciorul Cristi Paleoca, jucătorul venit în această iarnă de la Unirea Triteni. Silaghi, balon deviat și va fi repunere de la margine. Lasă David pentru Soporan. Cocoară, capitanul formației turdene, încearcă să schimbe partea, execuție greșită pentru Simi Cocoară și recuperează cei de la Florești. O pasă în adâncime pentru Mihai Mariș, stă foarte bine însă în defensivă Marcu, centrare, însă prea în gura porții, reține fără probleme Călin Tiuț. Se iată, recuperează repede turdenii fiecare minge pe care încearcă jucătorii Floreștiului să o trimită în față. Un duel mai tare acolo între Cocoară și deja nesancționat însă de Orațiu Feșnic, cel mai tânăr arbitru care a debutat în Liga 1 la 22 de ani. Tot astăzi se mai dispută partidele Mintiu Kerli, Unirea Triteni, Someșul Gilou, CFR Dej și CSM Câmpia Tuzi, Viitorul Feleacu. Meciuri care au început la ora 11, la ora 12 va începe partida dintre Admenopolis și ASE Vile Dejului. Mâine se vor juca partidele Olimpia Gherla, Viitor Mihai Georgescu, Mihai Viteazu, Sporting Apahida, Unirea Eclod, Universitatea Cluj 2 și partida, etapa main eventul acestei etape este această partidă de la Turda dintre Arieșul și CS Florești. Intrare tare a lui Adrian David. Suntem în minutul 7 al întâlnirii, în continuare 0-0. Foul făcut de Radeș Bituleanu asupra lui Răzvan Trușcă. Greșesc jucătorii de defensivă Florești, recuperează David. Minge de angajament pentru Chișu, prea puternică s-a trimis David Adrian. Ultima dată când a fost atâta lume pe municipalul din Turda, în sezonul trecut, deva la începutul lunii octombrie anului 2016, la acea partidă dintre Arieșul Turda și Universitatea Cluj, încheiată 2-2. Nou reușesc să respingă jucătorii din defensiva Floreștiului. Posesia acum pentru oaspeți în jumătatea toții, primește pe partea stângă Mirel Toader. Reușește centrarea pentru Dârjan, respinge însă de acolo foarte bine Vali Marcu până la Alex Savu, cel care trebuie să coordoneze atacurile toții. Silaghi, Paleoca pierde la mijlocul terenului, Paleoca tot el însă revine, însă faultează.
greșeală din partea tânărului jucător venit de la Unirea, faultat la mijlocul terenului Laurențiu Voinean. Pasă în adâncime pe partea dreaptă, prea puternică, și balonul va fi repus din colțul careului de 6 metri de Andrei Ursu. De la ora 12, pe terenul de lângă stadion, terenul Turdeana, va avea loc partida de juniorii republicani A dintre Sticlareșul Turda și Unirea Alba Iulia. Proiect început la Turda în urmă cu 2 ani. Foarte bine se luptă acolo și recuperează Cristi Paleoca. Pasă bună pentru David, preluare pe direcția de alergare a lui David. Reușește centrarea, însă respingă cei de la CS Florești. Foarte bine s-a descurcat acolo Răzvan Trușcă, cel care a scos balonul din careu. Degajează acum Cristian Chilin, se recuperează din nou repede turdenii. Savu, Silaghi, să nu era nimeni în zonă, venise în centru David. Încearcă din nou acea pasă lungă cei de la Unirea Florești. Foarte mult joacă cu aceste mingi lungi. Jucătorii oaspeți deocamdată s-au descurcat foarte bine turdenii. Victor Soporan, un fundaș central care iată a fost transformat în acest retur în fundaș dreapta de Artur Podar. Evoluat în amicalul contra celor de la Metalurgistul Cugir. Pierdut de Turda aici cu 1-0 după acea execuție superbă din lovitură liberă a lui Făgărășan. Cocoară, Soporan, foarte mult se duc atacurile tuții pe această parte dreaptă unde se află David. Primește acum Chișu, talonat de Corbodean, așteaptă susținere Adrian Chișu, pasează în careu și inițial am crezut că a fost foul, s-a lăsat jocul să continue. Horațiu Feșnic, intervenția asupra lui Rareș Bituleanu. Unul dintre arbitrii care ai mare încredere, Horațiu Feșnic, lăudat inclusiv de patronul celor de la FCSB. Doar 28 de ani pentru Feșnic, cu siguranță va deveni unul dintre arbitrii importanți, de ce nu a Europei. Se afla în offside Chișu, l-a obligat pe Corpodean să se trimită în afara terenului. Rămâne 0-0, minutul 13. Are posesie Turda, însă nu a fost mare ocazie la poarta lui Călin Tiuț. Vești bune însă pentru suporterii veniți la stadion. Pe margine a ieșit la încălzire Florin Dan. Paleoca se descurcă bine acolo, Cristian Paleoca, și scoate aruncare de la margine. Între timp a mai venit lume la stadion. Aruncare de la margine pentru Turda. Rămân doi oameni de la Florești la mijlocul terenului, Dârjan și Mihai Mariș. David vine acum la susținere Victor Soporan. Din nou David. A deschis codul în ultima partidă disputată aici pe stadionul municipal contra celor de la CFR Dej. Centrare fără probleme însă pentru Călin Tiuț. Mariș pune bine corpul în fața lui Cocoară, câștigă prin planul Dârjan. Pasă pe partea stângă pentru Voidan, intră în centru, din nou pasă pentru Dârjan. Centare în careu, însă foarte bine intervine Uțu încă o dată, Andrei Uțu. Ocazie importantă la poarta turdenilor, însă două intervenții superbe pentru Andrei Uțu la ocazia lui Paul Dârjan.
minutul 15. Cea mai mare ocazie de gol ratată de cei de la CS Florești. Ce tare bună în gura porții, însă providențial Uțul această fază salvează echipa de primirea unui gol. Paleoca, dribling bun în fața lui Văidean. Savu. Fault acum făcut de Adrian David asupra lui Corpodean. Risc acum puțin cel de la Florești, iată până unde a ieșit Călin Tiuț să degajeze. Degajare în zona lui Bituleanu. Respinge repede până la Silaghi, poate să încerce poarta de aici Silaghi. Chișu între timp, însă s-a retras Tiuț. David. Centrare a lui David la colțul lung, iese și reține fără probleme, însă Călin Tiuț, și el un jucător de mare experiență în echipa lui Călin Budișan, antrenorul celor de la CS Florești. A ieșit balonul afară terenului și vor depune de la margine oaspeții. Parcurs perfect pentru Florești în acest an. 6 meciuri, 6 victorii, o golaveraj 34-4 în anul 2018. Chilin pasă pentru Părăvan, capitanul echipei oaspete. A curs bine faza, însă foarte bine a intervenit Radeș Bituleanu, cel care este responsabil cu tranziția între atac și apărare. Atât se va face o schimbare rapidă la Turda, este pe margine Florin Dan. Cred că este vorba de o accidentare. Paleoca pentru Cocoară. Din nou Paleoca. Silaghi îl are în stânga pe Vali Marco liber. Primește acum Marco de la Savu. Paleoca se așează bine pe defensivă cei de la Florești. Soporan. Centrarea lui Soporan reușește să respingă, însă cei de la Florești, Părăvan a fost cel care a lungit pe spate în lateral. Din nou minge lungă, nu trebuie să greșească Cocoară. Foarte bine, însă se pune în fața mingii Simi Cocoară. Și e faul făcut de Paul Dârjan, vă spuneam, golgeterul campionatului. 29 de goluri pentru jucătorul de 27 de ani născut în Gherla. Se face acum schimbarea, iese de pe teren Victor Soporan. Și intră Florin Dan. Să vedem cine se va retrage, fundaș dreapta. Cred că e vorba de o accidentare la Soporan. Se duce Chișu în zona fundașului dreapta. Schimbarea așadar în minutul 18. Florin Dan s-a dus vârf împins. Da, și atât, au făcut schimb de locuri. Chișu din vârf a trecut fundaș dreapta. Și Florin Dan s-a dus în față. Repunere de la margine pentru Arieșul. Bituleanu. David, duel aerian cu Laurențiu Văidan. Câștigă jucătorul Tuzi. Chișu. Și-o de la distanță, mult peste poarta apărată de Călin Tiuț. Rămâne 0-0. Singura ocazie până acum aparținut celor de la CS Florești în minutul 15. Gânduț a intervenit de două ori în fața atacanților de la Florești.
Marić și Dârjan. Chișu, minge lungă pentru Florin Dan. Foarte bine câștigă Florin Dan duelul. David pe la colțul careului, intrat și este fault acolo, făcut de Răzvan Trușcă. Ionescu. Chișu. Pe margine la banca Floreștiului și Budișan și Trușcă urmăresc în picioare partida. Florin Dan rămâne în pressing și reușește iată să câștige balonul. Chișu, Seranov, Sețilaghi, s-a grăbit aici Adrian Chișu. Minutul 21. În continuare 0-0 între Areșul Turda și CS Florești. Degajează Ionescu, Sețilaghi, în spatele la poartă, însă atacantul formației turdene. Marcu. Vituleanu. Colțul terenului, Radeș Vituleanu alunecă însă. Gazonul e un pic ud, chiar dacă e soare la Turda. A plouat destul de tare azi noapte. Savu. Chișu. Cu siguranță acțiunile Turzii se vor duce mult acum pe partea dreaptă, unde Chișu poate oferi centări bune. David, centrare blocată de Mirel Toader și va fi încă o lovitură de la colțul terenului. Execută cornerul același Rareș Vituleanu. Centrare înaltă, însă din nou fără probleme pentru Călin Tiuț. Toate centrările au venit prea pe portatul celor de la Florești. Foarte bine iese acum din defensivă Sețilaghi, jucător care s-a retras în urma cornerului. Va fi repunere de la margine pentru CS Florești. Fault acolo făcut de Valentin Marcu. O sigură înfrângere în campionat pentru CS Florești pe teren propriu spre sfârșitul anului 2017, când Florești a pierdut cu Apa Hida 1-0. Și patru rezultate de egalitate, două în deplasare, două acasă, cu Armenopolis și cu Gherla în deplasare și pe teren propriu cu Turda și cu Iclot. Toate patru rezultate 1-1. O dată pasă pe partea stângă pentru Răzvan Trușcă. Centrare, respinge însă de acolo fără emoții Marius Ionescu. Recuperează Someșan. Pasă în centru, să nu este decât Chișu acolo și e posibilitate de contraatac pentru Turda. Cere pe partea dreaptă David, pe stânga este Vituleanu, greșește însă serviciul Adrian Chișu. Ionescu trebuie să fie atent, este atacat din spate. Deschide foarte bine jocul Marius Ionescu pe partea stângă pentru Vali Marcu. Se retragă însă din nou cei de la Florești, rămân doi oameni în față, aceiași Mariș și Dârjan. Chișu. Centrare blocată și iese și reține Călin Tiuț. A avut mult de lucru Tiuț cu aceste centări, însă nu au creat pericol la poarta Floreștiului. Savu.
pasă greșită a lui Alex Savu, recuperează Bărăvan și te vite în spate până la Tiuț, urcă în pressing, Florin Dan alunecă Tiuț și nu a ieșit balonul în afara terenului. Lasă jocul să continue Horațiu Feșnic. Paleoca. Silaghi pe partea stângă, duel cu Răzvan Trușcă. Pasă bună pentru Florin Dan la marginea careului, preluare însă cam înaltă pentru Florin Dan, i-a permis fundașului celor de la Florești să intervină. Rămân în posesie turdenii fără să creeze însă mare pericol la poarta lui Tiuț. Ține de balon acum portarul Floreștiului. La meci se află și componenții echipei de handbal, Potaisa Turda, Nenad Savic și Ionuț Irimuș. Cei doi vor evolua mâine de la ora 18 în direct la Turda News contra celor de la Dunărea Călăraș în primul meci al sferturilor de finală din Liga Națională de Handbal Masculin. Repun turdenii, Silaghi. Dârjan, nu este Dârjan, ci Mariș. Recuperează foarte bine Paleoca, ajutat de Savu. Încearcă o pasă printre Paleoca. Greșită însă, recuperează Cristian Chilin. Dârjan. Foarte bine respinge Chișu. Ușor de la distanță, din nou fără probleme pentru Andrei Ursu. Dar chiar dacă Turda are posesia în această partidă, diferența până acum de cele două echipe la capitolul ocazie este faptul că Floreștiul de obicei, când are mingea, încheie faza cu finalizare la poartă. Indiferent că e șut pe poartă sau lovitul de cap, foarte bine protejează Florin Dan, acolo se luptă cu Răzvan Truș, când se e fault în atac și va fi indirectă pentru Aspeți. Să vedem cât va juca Chișu, fundaș dreapta. Este pe bancă Radeș Moldovan. Degajează acum Călin Tiuț, minutul 30 al întâlnirii. Destul de mare iarba pe gazonul stadionului municipal din Turda. Corpotean joacă scurt cu Chilin, din nou Corpotean. Voidean, toate ele scoate în centru pentru Someșan. Și din nou șut de la distanță, încheie din nou faza cei de la CS Florești. Posese pentru tur, dar fără mare ocazie însă la poarta lui Călin Tiuț. A fost doar acea fază din minutul 15 al Floreștiului, când Ursu s-a remarcat în două rânduri. În rest, un joc mai mult la mijlocul terenului. Greșeală acum a lui Marius Ionescu, însă nu poate profita Mihai Mariș. Degajează Răzvan Trușcă, tatăl său
este pe banca de rezerve Adrian Trușcă. Să nu cred că va evolua astăzi. Savu. Cocoară. Pasă greșită, recuperează Toader. Din nou Chișu. A cerut un foul de la centrul terenului Văidean. David văluie pe partea dreaptă. Chișu primește pasă, însă este prea în interior și e fault făcut de Adrian Chișu. Și cartonaș galben văzut de jucătorul formației turdene. Va fi lovitură liberă pentru cei de la CS Florești. Se află întins acolo Alexandru Corpotean. Tot timpul a fost meciuri frumoase între CS Florești și Reșul Turda. Anul trecut aici pe stadionul municipal partida s-a terminat la egalitate, 2-2, două goluri superbe marcate atunci de Răzvan Moldovan. Apoi, în ultima etapă a sezonului trecut, Floreștiul s-a impus 5-0 pe teren propriu, urmă cu două sezoane, când echipa, când Turda era reprezentată de Potaisa în Liga 4-a și Floreștiul se numea Lucea Fluturș-Napoca. A fost un 3-2 superb aici pe stadionul municipal, cu trei goluri marcate de Ștefan Silaghi. Vă spuneam, în tur, 1-1, după ce Sergiu Mărginan a deschis codul în minutul 66 dintr-o lovitură liberă, a egalat în minutul 88 Paul Drăjan. Tot la convingere astăzi rezolvă în mare măsură promovarea, prezența la baraj, promovarea. Cine câștigă Liga 4 din județul Tuș va juca cu câștigătoarea din Liga 4 a județul Sălaj. Înțelegere acum între Cocoară și Paleoca. Paleoca deschide bine pentru Bituleanu pe partea dreaptă. Este pe partea stângă David. Pasă bună pa lui Bituleanu pentru David. Se întoarce David, rămâne la balon. Degajează să dea acolo Andrei Someșan și va fi repunere de la margine pentru Turda. De departe cel mai bun atac pentru formația turdeană, 110 goluri marcate, Floreștiul 74. Minutul 33 aici la Turda, în continuare Arieșul CS Florești 0-0. Ionescu pentru Bituleanu. Savu. Valentin Marcu. David a schimbat partea. David cu Bituleanu, o centrare bună a lui David. Respingere greșită a lui Corpodean, însă balonul a trecut peste poartă. Etapa viitoare, Turda va evolua contra celor de la Armenopolis, duminică de la ora 16, până atunci însă miercuri la ora 17 va fi distanța cu Unirea Triteni. Ambele partide vor fi transmise în direct pe Turda News. Lovitura de la colț executat acum Florin Dan de pe partea dreaptă, până acum centrările a fost în 6 metri, fără probleme pentru Tiuț, direct pe poartă! Și va fi corner, foarte bine intervenit Călin Tiuț, minutul 34. A încercat să-l surprindă pe portarul Floreștiului Florin Dan, jucător care, vă spuneam, vine după accidentare. În concentrare, luptură de cap, însă din nou reușește să respingă jucătorii Floreștiului. Recuperează repede Turda, nu se complică Cristian Paleoca și va fi depunere de la margine pentru CS Florești. Prima ocazie importantă la poarta lui Călin Tiuț.
foarte bine protejează Drăjan în fața lui Cocoară. Încearcă o pasă pe partea stângă pentru Laurențiu Văidan, prea puternic însă. Și e faul deasupra lui Adrian Chișu, făcut de același Văidan. Floreștiul va evolua etapa viitoare pe teren propriu contra celor de la Câmpia Tuții, echipă care joacă de la această oră pe stadionul Mihai Adam contra celor de la Viitorul Feleacu. Bitoleanu are viteză pe partea stângă, este Bitoleanu și David intră în careu, însă revine Bogdan Părăvan și reușește să recupereze. Trecuse în primă fază David de Părăvan. Trebuie să se retragă acum jucătorii turdeni. Foarte bine însă intervine Adrian Chișu. Primește din nou Chișu de la Paleoca. Bitoleanu stă lipit de tușă pe partea dreaptă, preferă o acțiune în centru Adrian Chișu. Încercare de pasă pentru Silaghi, respinge de acolo însă Răzvan Trușcă. Contraatac acum 4 contra 3 pentru cei de la Florești. Cocoară nu trebuie să greșească, foarte bine însă respinge Simi Cocoară și va fi doar repunere din 6 metri. Minutul 36, 0-0 între Areșul Turda și CS Florești. Partidă care contează pentru etapa cu numărul 22, Alicea 4, zona Cluj. Florin Dan s-a văzut puțin, Florin Dan de când a intrat. Faul și cartonaș galben pentru Florin Dan. O tragere de tricou continuă, l-a ținut vreo 20 de metri pe Răzvan Trușcă. Execută lovitura liberă Văidean. Centrare înaltă, iese și reține fără probleme Andrei Uțu. Marcu pe partea stângă. Schimbă bine partea Vali Marcu pentru Chișu. Bitoleanu. Paleoca poate să avanseze. Din nou Bitoleanu. Foarte bine deschide pe partea dreaptă pentru același Cristian Paleoca, talonat acolo de Mirel Toader, centrat în careu, însă doar Corpodean se afla în acea zonă. Aruncare de la margine pentru Arieșul, minutul 37. Foul făcut de Corpodean asupra lui Bitoleanu. Rareș Bitoleanu, jucător care a trecut și pe la Unirea Jucu, Liga 3-a. Florin Dan, în urmă cu 2 ani, a fost declarat cel mai bun jucător la turneul final al juniorilor A. Atunci Câmpia Tuții a câștigat competiția națională. Din nou se duc oamenii înalți în careul lui Călin Tiuț. Centrarea aparține lui Bitoleanu. Centrare mai bună, lovitură de cap pe lângă poartă însă lui Adrian David. Rămâne în continuare 0-0, câte ocazie de fiecare echipă. Toader. Foarte bine însă se luptă acolo Rareș Bitoleanu. Din nou Chișu pe partea dreaptă. Este singur între 3 jucători Chișu. Greșește dribling-ul, recuperează însă Rareș Bitoleanu. Centrare greșită și a lui Bitoleanu, destul de multe greșeli tehnice, au intrat destul de timurați în această partidă jucătorii turdeni. Ionescu trebuie să fie atent, nu trebuie să greșească în acea zonă. Pasează simplu pe partea dreaptă pentru Chișu. Foarte bine se întoarce acolo Cristian Chilin.
Intervine din nou foarte bine Ionescu, jucătorul venit de la Universitatea Cluj. Mirel Toader trece de Bituleanu, nu este Toader, ci Someșan, pasă pentru Paul Dârjan. Talonat de Cocoară, trece Dârjan, trage pe centrul porții însă și din nou Andreuțu este la datorie, revine mingea la Paul Dârjan. Încearcă o centrare fără probleme însă pentru poarta lui Andreuțu. Florin Dan, David, Paleoca, zonă centrală, trage de la distanță Paleoca, însă pe lângă poartă. Rămâne 0-0. S-a văzut destul de puțin în față Florin Dan și Silaghi în această primă repriză. Bituleanu faultat acolo, Radeș Bituleanu, va fi lovitură liberă pentru gazde. Minutul 41. Continuare, Areșul Turda, CS Florești 0-0 în derbiul campionatului Ligia 4-a. Cocoară, trebuie să ajungă primul la balon. Foarte rapid este jucătorul cu numărul 9 de la CS Florești, Mihai Mariș. Tot timpul Budișan ține doi jucători la centrul terenului, Mariș și Paul Dârjan. Bituleanu, Paleoca deschide bine jocul pe partea dreaptă pentru Chișu. Duel 1-1 al lui Chișu, intră în careu, centrare blocată însă. Și va fi repunere de la margine pentru Turda. Florin Dan greșește și va fi depunere de la margine pentru CS Florești. Someșan, Ionescu o trimite în spate pentru Andreuțu. Aproape de greșeală Ionescu, vă spuneam și mai devreme, iarba este destul de înaltă. Mingea alunecă mai greu pe suprafața de joc, trebuie să dai mai multă forță în balon. Bituleanu să scapă balonul în afara terenului. Rămâne 0-0 și 2-1 pentru CS Florești la ocazii. Să vedem cum vor rezista fizic oaspeții. Turda și-a dominat adversarii din punct de vedere fizic, în special în ultima jumătate de oră. Silaghi pasă pentru Florin Dan, greșește preluarea și va fi lovitură de la colț. Al cincelea corner pentru Turda în această primă repriză. 4 au venit de pe această parte dreaptă. Ultima dată când a executat Florin Dan, a trimis direct pe poartă. A scos greu Călin Tiuț de sub bară. Sunt 5 oameni în careul Floreștiului. Centrare prea lungă însă de data aceasta. Încearcă o recentrare David, să balonul ieșise în afara terenului. Asta ne-a dat încime pentru Dejan. Duel cu Valentin Marcu în viteză, mai rapid jucătorul oaspeților, însă foarte bine intervine Vali Marcu. Foarte iute Paul Dârjan, vă spuneam, a marcat 29 de goluri în această ediție a campionatului. De partea cealaltă, golgeterul formației Turden este Florin Dan cu 23, Chișu 20 și Silaghi 18.
Este abia al doilea meci pentru Turda pe teren propriu în acest an 2018. Partida cu Viitor Mihai Georgescu, după cum bine știți, s-a jucat doar 5 minute. Apoi a fost acel 11-1 cu CFR Dej. Corner acum la poarta lui Iuțu, centrare în 10 metri, reușesc să respingă Turdeni, însă a fost fault în atac asupra lui Adrian Chișu. Rămân în față David și Florin Dan, acum urcă și Ștefan Silaghi. Am intrat în ultimul minut al primei reprize. Continuare 0-0 între Arieșul Turda și CS Florești. Paleoca, Savu, foarte bine să se luptă Alex Savu. Și un duel bărbătesc acolo între Savu și cred că este Cristian Chilin, jucătorul căzut. A întrerupt jocul Horațiu Feșnic, un arbitru care a mai condus la centru două partide ale Tuzii în acest campionat. Două victorii aici pe stadionul municipal din Turda, 8-0 cu Sporting Capahira în etapa a doua și pe finalul anului 2017, pe finalul turului, Arieșul Turda Olimpia Gherla 2-0. Va fi o mice de arbitru, de jucătorul căzut a fost Văidean, nu Chilin, cum a spus în prima fază. 3 minute de Drăjan cu fair play în afara terenului. Un minut de prelungire a arătat centralul Horațiu Feșnic. Ce fault asupra lui Adrian David. Văidean. Dărjan, preluare greșită, însă depunde la margine Turdenii. Și în acest moment centralul Horațiu Feșnic pune capăt primelor 45 de minute la pauză aici pe stadionul municipal din Turda. Arieșul CS Florești 0-0. Ne vom reauzi peste aproximativ 15 minute în direct pe Turda News. Oare ce simți când mă privești? Oare ce simți când îmi șoptești? Vorbe dulci în culori și de contrast rănite. De ce timpul nu stă pe loc? De ce valul nu se neacă în foc? Și știi că în viața mea doar tu ai loc. Mai stai doar o clipă. Mai stai doar o clipă. Mai stai.
te voi căuta și va merge mai departe în povestea mea. Sopora în centrare, respinge din careu, însă rare stâng de blind bun acum lui Chișu. Centrare, respinge portarul până la Bitoleanu, la 70 metri trage Bitoleanu, însă ratează șutul. Raghi, mai departe în centru pentru Savu. Deschidere bună pentru Silaghi, ajunge față-față cu portarul celor de Flafeleacu. Cear cu un dribbling Silaghi, șut și este 1-0 pentru Arieșul Turda. Gol marcat de Ștefan Silaghi, minutul 15. Foarte frumoasă faza de atac pentru Arieșul. Și Silaghi, după un sfert de oră, reușește să deschidă scorul. Scrietoare care cade peste Cluj-Napoca, de altfel peste întreg județul. Corner pentru Arieșul, se bate în linia de 11 metri, Paleoca, lovitură de cap și este 2-0. Centrare superbă a lui Adrian David și Paleoca reușește să dubleze avantajul turdenilor. Lovitură de cap frumoasă pentru Cristian Paleoca. Aveți în imagine pe jucătorul venit în această iarnă de la Unirea Titeni. Turda însă are și un mic mai puțin disputat acea distanță de la Unirea Titenii de jos. O pasă până acum Licocară pentru Soporan, în care o centrare pentru Silaghi, cap însă foarte bine scoate tizul său din poarta celor de la Viitorul Feleacu. Ionescu, Silaghi, o pasă foarte bună pentru Cocoară. Mai departe Cocoară pentru Chișu, în colțul cadrului de 6 metri, driblează pe Silaghi, prelungește însă prea mult balonul, recentrează și respinge de acolo Rareș Tânc. Savu, David, din nou Savu, este pe dreapta, Rareș Bitoleanu primește o pasă cu exteriorul. Duel între Daniel Moldovan și Bitoleanu, centrare, fără probleme. Centrare bună a lui David și e gol marcat de Doroftei. Neatenție în defensiva turdeană, nu a apucat să se așeze pentru lovitura liberă. Pasă pentru viteza lui Chișu, talonat de Rareș Tânc, intră în careu David, centrare pe jos, respinge Doru Silaghi și un șut al lui Bitoleanu, deviat însă de Flaviu Gligan. S-a marcat golul 2 pentru Arieșul, aceeași centrare a lui David în zona lui Paleoca, greșește Silaghi, s-a fost faultat. Are 2-1 pentru Arieșul în confruntarea cu Viitorul Feleacu. Centrarea lui Stan în zona lui Cocoară, lovitura de cap a lui Brie, Raul Brie, pe lângă poartă și aici se încheie prima repriză la pauză. Arieșul Turda conduce cu 2-1 după golurile marcate de Silaghi și Paleoca, respectiv Doroftei. Noi Marco trebuie să se întoarcă. Încearcă o centrare pentru Doroftei. Bala ajunge pe partea cealaltă la Moldovan. Marginea careului Moldovan. David Stan deschide bine pe partea dreaptă pentru Daniel Moldovan.
Centrare în careu. Mingea iese în afara terenului. Centrare bună, însă nu a fost nimeni acolo în fața porții să pună latul. Greșească Paleo, care respinge până la Doroftei. Sebastian Rad. Stan deschide bine pe partea stângă pentru Goga. O pasă peste pentru Doroftei, singur în careul Tuzii. Intervenție foarte bună a lui Marius Ionescu din nou. Execută lovitura liberă Bălan. Centrare în zona lui Iuțu, care reușește să devieze balonul. Goga, centrare înaltă. Balonul ajunge la marginea careului. Ligan încearcă să treacă balonul pe picioarele lui Marcu. Contract pentru Turda. David pasă în adâncime pentru Lucian Mărie. L-are pe Silaghi pe partea dreaptă. Mărie o pasă cu exteriorul, foarte bună pentru Silaghi. Șut! Să trimite pe lângă poartă Ștefan Silaghi din poziție ideală. Silaghi, Savu, e pe partea stângă. Marcu primește Vali Marcu, are spațiu și poate pregăti centrarea. Centrare pe jos, reușește să respingă, însă cei de la Feleacu. Silaghi intră foarte bine în interior. Pasă la marginea careului pentru Ionescu, nu a fost offside. Trage de la distanță în bară, însă Chișu foarte bine a intervenit Dorin Silaghi. Minutul 67. Execută lovitura liberă de la mijlocul terenului, același David Stan, responsabil cu fazele fixe de la Feleacu. Intervine foarte bine Ionescu, respinge în zona lui Doroftei. Și e corner. Lăcătuș abia acum vine ajutat pe partea stângă, pasă pentru Lucian Mărie. Șut al lui Mărie pe lângă poartă, însă ocazie imensă ratată de Lucian Mărie. Minutul 78. Executat repede cei de la Feleacu, centrare pentru același Doroftei. Foarte bine respinge Andrei Uțu. Minutul 85, ocazie imensă la poarta Tuzii. Ligan din prima pe partea stângă. Marginea bagă balonul în centru, un șut ratat însă a lui Rareș Tânc. Execuție înaltă, iese și reține fără probleme Andrei Uțu. Degajare lungă a lui Uțu, nu trebuie să greșească Stan. Prelungește pe spate pentru Chișu, are spațiu Chișu, este în careu Lucian Mărie, trage Chișu fără probleme însă pentru poarta lui Dorin Silaghi. Asta face Soporan, aruncă scurt pentru Mărie. Lăcătuș, nu se află nimeni, însă în careu abia acum vine Chișu. Livinga lui Lăcătuș, Mărie trage pe lângă poartă, însă Lucian Mărie, minutul 89. Pasă lungă, acum trebuie să protejeze Mărginean. Câștigă însă duelul jucătorul Feleacului și un șut reține Uțu în doi timpi, însă ce greșeală a lui Sergiu Mărginean. La Chișu în centru, contraatac supranumeric pentru Turda. Chișu pasă pe partea stângă pentru Alex Savu. În volie Chișu și primește, poate centra în careu pentru Mărie. Respinge însă de acolo, balonul ajunge la Mărginean. Scoate înapoi pentru Lăcătuș, preluare, șut! Și este 3-1, scrie Gheorghiță Lăcătuș, minutul 90+2. Turda, iată, rezolvă partida după un gol marcat de Gheorghiță Lăcătuș. Meci mult mai greu pentru Turda decât ne așteptam. Au rămas mulți oameni în față pentru viitorul Feleacu și Turda reușește să închidă partida în prelungiri.
astăzi înceapă partea a doua a partidei dintre Areș cu Turda și CS Florești la pauză. 0-0. Două ocazii la poarta turdenilor, una singură pentru gazde, ratată de Florin Dan, care l-a încercat pe Călin Tiurzi direct din corner. Turda a avut posesia în prima repriză, Floreștiul ocaziile. Partidă care se poate întâmpla orice. Zilaghi a fost hands la Bogdan Părăvan. Fără schimbări la pauză în cele două echipe. Pentru Turda a ieșit în minutul 18 accidentat Victor Soporan, lăsându-i locul lui Florin Dan. Recuperează acum cei de la Florești. Și va fi depunere de la margine pentru oaspeți. Multe greșeli individuale, presiunea partidei spune cuvântul asupra celor 22 de jucători. Remarcatul primei reprize, din punctul meu de vedere, este portarul formației turdene, Andrei Uțu. Pe cealaltă parte, nicio surpriză la Florești, Paul Dârjan mi s-a părut cel mai periculos jucător pentru oaspeți. Același Dârjan acum la balon. Someșan trimite în spate pentru Cristian Chilin. Găsește bine pe partea dreaptă pe Răzvan Trușcă. Pase într-o zonă destul de mică. Ajunge balon la marginea careului. Poziție de șut. Trage însă. Respinge Oțul lateral. Și este 1-0. Deschid scorul oaspeții. Reușește să înscrie pentru echipa lui Călin Budișan. Cred că a marcat Mihai Mariș și din minutul 48 Floreștiul deschide scorul. Și de acum Turda trebuie să schimbe ceva. Trebuie să pună mai mult în pericol poarta lui Călin Tiuț. Paleoca pentru Cocoară. La acest scor Floreștiul se apropie la un singur punct. Turda însă are un meci mai puțin disputat, însă clar campionatul este relansat. Cocoară trimite exact între Silaghi și David. Recuperează Vali Marcu. Savu. Din nou Marcu. Se apără foarte organizat oaspeții. Puține rânduri, Turda a creat cu adevărat pericol la poarta lui Tiuț. Din nou apărare agresivă. Ionescu lasă balonul să iasă în afara terenului. David. Și va fi doar repunere din 6 metri pentru CS Florești. Turda are puterea să revină, a demonstrat-o și cu Apa Hida în cel mai recent caz. De asemenea, a revenit de la 2-0 în partida cu Mihai Viteazu și de la 4-1 contra echipei a doua Universității Cluj, însă clar adversarul este altul astăzi. Degajat de Bituleanu. Mingea l-a lovit în mână pe jucătorul venit în vară de la Unirea Jucu. Cocoară nu trebuie să greșească. Faultat din spate de autorul golului, Mihai Mariș. Marcu.
Savu. Silaghi. Faultat acolo Silaghi. A lăsat jocul să continue. Horațiu Feșnic bate scurt Alex Savu pentru acela Silaghi. Paleoca deschide bine în centru pentru Bitulianu. Să din nou pase pe jos. Mingea se mișcă destul de greu. Iarba este destul de înaltă. Trece bine Bitulianu. Faultat acolo de... cred că a fost Andrei Someșan. Lovitură liberă pentru Turda. Însă e un corner mai scurt. Poate încerca direct pe poartă. Cred că este acolo David. Rămân aceiași doi oameni în față pentru Florești. Trei oameni în zidul lui Călintiuț. Încercare totală nereușită. Nu a fost David, ci Florin Dan. Nu a fost nici șut, nici centrare. Merge trimisă mult peste poarta goalkeeperului care a mai trecut și pe la CFR Cluj, Călintiuț. Rămâne 1-0, minutul 52. Se încălzesc pe margine jucătorii de rezervă ai Turții. Mărie, Lăcătuș, Sergiu Mărginean și Rareș Moldovan sunt jucătorii de câmp, doi portari, Litean și Lăcătuș. Pasă pe partea dreaptă pentru Mihai Frătean, centrare, respinge Ionescu. Se apără bine însă Alex Savu. Rămâne la balon Laurențiu Văidan și va fi lovitură de la colț pentru CS Florești. Trebuie să schimbe ceva Turda. Trebuie să creeze pericol la poarta lui Călintiuț. Execută cornerul Laurențiu Văidan. Centrare pe colțul lung. Iese foarte bine din defensiva Adrian Chișu, însă balonul este recuperat de Someșan. Paleoca. Florin Dan. Foarte bine îl deschide pe partea dreaptă pentru Pechișu, însă balon trimis prea puternic, se apără bine Bogdan Părăvan. Rămâne Adrian Chișu sus, să vedem dacă vor rămâne turdenii doar cu 3 jucători pe linia de fund. Ce fault! Și atât se face schimbarea, intră Gheorghiță Lăcătuș, omul care a marcat și în partida trecută de la Feleacu. Să vedem cine va ieși. Iese Florin Dan. Minutul 54. Savu. Silaghi. Pasă pentru Chișu. Preluare pe direcția de alergare. Însă se apără bine jucătorul Floreștiului și va fi lovitură de la colț. Execută cornerul Rareș Bitulianu. Sunt 5 oameni în careul Floreștiului pentru Lăcătuș. Lovitura de cap însă va fi doar repunere din 6 metri pentru CS Florești. Ceva probleme pe banca de rezervă a celor de la Florești. Repune din 6 metri Călintiuț.
deschide bine pe partea dreaptă jocul pentru Frătean, recuperează însă Ionescu. Savu. Paleoca. Faultat acolo Cristi Paleoca de Paul Durjan. Marcu. Să se apără bine Mihai Frătean. Să vedem dacă vor rezista fizic cei de la Florești. Turda, teoretic, o echipă mai bine pregătită fizic, mai multe antrenamente pe săptămână făcute de formația turdeană. Savu. Chișu de la distanță. Pasă pe partea dreaptă pentru Bituleanu. Trage însă fără probleme pentru Călin Tiuț. Intrat în minutul 56. În continuare 1-0 pentru CS Florești după golul marcat de Mariș. Silaghi, pas în centru pentru Lăcătuș, din prima pentru David. Să din nou mingea nu curge cum trebuie aici pe gazonul din Turda. Marcu. Silaghi. Încearcă să treacă în viteză acolo Silaghi de Bogdan Părăvan. Din nou Marcu. Se încurcă acolo Marcu și Ștefan Silaghi. Din nou repunde la margine turdenii. Chișu. Bituleanu pe partea dreaptă, talonat acolo de Mirel Toader, trage Bituleanu, însă peste poartă de data asta. Se face schimbare la CS Florești. Iese de pe teren Cristian Chilin. Și intră Simion Bran. Minutul 61. Lăcătuș. Pas în adâncime, iese Tiuț și deține fără probleme în fața lui Adrian David. Frătean. Spate pentru Părăvan. O minge lungă. Intervine însă Marius Ionescu. Paleoca. Din nou pasă în adâncime fără probleme însă pentru Călin Tiuț. Acțiune bună acum pentru cei de la CS Florești, însă foarte bine se repliază și recuperează Simi Cocoară. Încă o dată o minge lungă, fără probleme însă pentru defensiva Floreștiului. O rezolvă Răzvan Trușcă, care trimite înapoi pentru Tiuț. El acolo între Ionescu și Dârjan. Se resimte jucătorul celor de la Florești.
Este nevoie și de intervenția medicului. A fost un duel aerian între Ionescu și Paul Dârjan. Rămâne în continuare 1-0 pentru CS Florești. Minutul 60 al întâlnirii. Iese în afara terenului Paul Dârjan, însă nu cred că se pune problema de a nu mai putea continua partida. Marco trimite pe cealaltă parte pentru Rareș Bituleanu, cel care a coborât fundaș dreapta în locul lui Chișu. Joacă undeva spatele lui Gheorghiță Lăcătuș și acum Adrian Chișu. Lasă jocul să continue acum Horațiu Feșnic. Ionescu se apără bine și e faul. Și prin cartonaș galben pentru cei de la CS Florești, văzut chiar de marcatorul golului Mihai Mariș. Lovitură liberă pentru Turda. Minutul 62. Marco. Ionescu. Trimite prea puternic, însă Marius Ionescu și va fi depunere de la margine pentru cei de la CS Florești. Lăcătuș, un jucător care evoluează foarte bine, cred, cu spatele la poartă, când poate distribui baloane în stânga și în dreapta pentru colegii săi care vin din spate. Se descurcă însă din nou defensiva Floreștiului. Nici ocazie la poarta oaspeților de când au marcat golul în minutul 48 prin Mariș. David acum la colțul terenului, talonat de Frătean. Foarte bine să stă pe picioare Mihai Frătean. Recuperează însă David, neatenție din partea lui Simion Bran, jucătorul care a intrat pe de parcursul de 30 secunde. Centrare din nou prea înaltă, respinge Tiuț și e fault în atac făcut de Gheorghiță Lăcătuș. Rămâne în continuare 1-0. Cred că se resimte acolo Răzvan Trușcă, fundașul central al celor de la CS Florești. Cartonaș galben și pentru Tiuț și pentru Lăcătuș. Degajare greșită a lui Tiuț. Lăcătuș protejează bine balonul pentru Paleoca. Savu. Palimarcu, Chișu.
Sunt foarte mulți oameni de la Florești, sunt în propria jumătate. Paleoca, David, preluare greșită, recuperează Frătean. Foarte bine intervine acum Frăteanul, de care David vor depune de la margine oaspeții. Minutul 65. În continuare, Areșul Turda, CS Florești, 0-1. Înțelegerea acum între Savu și Ionescu. Pasă în adâncime pentru același Mihai Mariș. Bine plasat Bituleanu. Marcu, David, foarte bine a învăluit Valentin Marcu, să din nou dublează foarte bine jucătorii Floreștiului. Alex Savu, Paleoca, Lăcătuș încearcă o pasă printre, însă din nou nu alunecă mingea. Trebuie să lovești mult mai puternic. Cocoară, intervenția acrobatică dintre doi adversari. David, Savu, din nou pasă greșită, recuperează oaspeții. Frătean joacă în centru cu Paul Dărjan, iar până a coborât vârful celor de la Florești. Din nou Mihai Frătean. Foarte bine acoț faza Floreștiului, pasă pentru Laurențiu Voidan în careu. Cocoară, nu trebuie să greșească, recuperează Dârjan și ratare imensă pentru Paul Dârjan. Însă ce greșeală a făcut Simi Cocoară. Minutul 67. Repun repede Turdenii, trebuie să ne grăbim. Paleoca, Bituleanu, însă joc lent al Turzii, se construiește extrem de greu. Din nou pasă greșită acum lui Lăcătuș, un duel în viteză între Vali Marcu și Mihai Frătean. Paleoca, Bituleanu, însă din nou aceleași acțiuni extrem de lente. Chișu își pune mingea pe piciorul stâng, centrează însă pe jos. Din nou Paleoca, se pregătește intrarea pe margine și a lui Lucian Mărie. Un vârf extrem de rapid. Marcu se apără bine, însă Mihai Frătean. Minutul 68. Savu, Ionescu. E fault făcut la centrul terenului de Andrei Someșan. Bat repede Turdenii. Chișu, Bituleanu, Lăcătuș e cu fața la poartă, la marginea cadeului, trage Lăcătuș mult peste poartă, însă cea mai mare ocazie a Turdenilor în repriza secundă. Va intra pe teren Lucian Mărie, minutul 68. Și iese de pe teren Adrian David. Mult mai rapid Mărie decât David, sunt mai puțin tehnic.
Savu înalță un balon, însă fără probleme pentru defensiva Floreștiului. Marcu ține mingea în teren. Silaghi, lovitură puternică încasată de Silaghi. Lăcătuș pune bine piciorul acolo, Marcel Lăcătuș. Bituleanu își face mingea pe șut, trage! Scoate însă superb Călin Tiuț. Minutul 70 și Turda începe să pună probleme la poarta Floreștiului. Ocazie importantă la poarta Floreștiului. Încă un corner, execută Silaghi, în care reușit Paleoca. Centrare, respinge Tiuț. Însă s-a dat foul la portar. Lovitură liberă din propriul cadeu pentru cei de la CS Florești. Degajare greșită a lui Tiuț. Să din nou sunt cei de la Florești primii la balon. Chișu pune capul acolo, lasă jocul să continue. Feșnic din nou, Chișu în cadeu, trage foarte bine, blochează Tușcă. Chișu scoate la 6 metri. Respinge de acolo însă Frătean și e penalti pentru Turda. Intervenția asupra lui Adrian Chișu. Obține un penalti Turda în minutul 71. Se resimte acolo Adrian Chișu, o intrare imprudent acolo din partea, cred, a lui Răzvan Trușcă. E undeva Chișu la 7-8 metri în spatele liniei de fund. Să vedem însă cine își va lua responsabilitatea de a executa lovitura de la 11 metri. Vali Marcu și-a pus balonul pe punctul cu VAR. Moment important al partidei. Minutul 72 acum. Să vedem dacă va putea continua Chișu partida. Acordă penalti Horațiu Feșnic. E Vali Marcu, jucătorul care va executa lovitura de la 11 metri. Să vedem dacă va putea continua partida însă Flaviu Chișu, jucător. Iată ce de schimbarea de pe margine Chișu. Mai e pe bancă de rezerve Sergiu Mărginean și Rareș Moldovan. Probabil va intra Mărginean. Între timp Valentin Marcu va executa lovitura de la 11 metri, minutul 72. Marcu față-față cu Tiuț, trage Marcu, gol! Turda! 1-1, scrie Valentin Marcu după un penalti obținut de Adrian Chișu. A forțat Turda 2 minute și a reușit să înscrie. A fost acea ocazie la șutul lui Bituleanu. Trebuie să facă repede schimbarea Artur Podar, jucăm în 10. Se rea partida, încă 20 de minute cu tot cu prelungiri extrem de intense aici pe stadionul municipal. Atât până la urmă se pare că Adrian Chișu va putea continua partida, chiar dacă inițial ceruse schimbare. Din nou pasă în adâncime pentru Mariș, iese însă foarte bine Andrei Uțu, recuperează Dârjan la marginea careului. Frătean, din nou Dârjan, trebuie să fie atent Savu, foarte bine însă blochează și va fi doar repunere din 6 metri. Scăpat balonul în afara terenului Paul Dârjan. Unul la unul și devine optimismul aici pe stadionul municipal din Turda. Reintră acum Adrian Chișu, jucătorul care a obținut penaltiul.
Lăcătuș trimite pe spate, însă se află doar Răzvan Trușcă în acea zonă. Cocoară însă venise din offside. Mihai Mariș. Și va fi indirectă pentru Turda. Paleoca. Marcu. Din prima, foarte bine, Vali Marcu pentru Chișu. Aceeași fază, centare în care o respingere acolo. Răzvan Trușcă în afara terenului. Exact ce vă spuneam și în prima repriză. Turda, mult mai bine pregătită fizic. Își domină pe final de meci adversarele Turda din punct de vedere fizic. Execută cornerul Adrian Chișu, omul decisiv de la penalti. Centrare înaltă. Respinge Lăcătuș. Lovit cu capul Lăcătuș din unghi închis. A reușit să respingă Călin Tiuț. A intrat foarte bine în meci Gheorghiță Lăcătuș. 7 goluri marcate până acum pentru atacantul turdean. A înscris și în etapa trecută în acea victorie 3-1 contra Feleacului. Ultimul gol în prelungiri. Silaghi. Marcu. Centrare mult prea joasă. Savu înalță din nou balonul și e în offside. Ștefan Silaghi. Degajare lungă a lui Tiuț. Fault acolo făcut de Paul Durjan. Bade repede turdenii. Vrea victoria formația lui Artur Podar. Mărie. Și face mingea pentru viteză. Lucian Mărie. Și îl faultează acolo însă pe Bogdan Părăvan. Minutul 77. S-a aprins meciul în această repriză secundă. Fault acolo făcut de Alex Savu, fault tactic, și asumă acest cartonaș galben Alex Savu. A oprit o acțiune periculoasă pentru Florești. Turda News va transmite mâine de la ora 18 partida dintre Potaisa Turda și Dunărea Călăraș, primul meci al play-off-ului Ligii Naționale. Dărjan pe partea dreaptă. Intră în careu, scoate la marginea careului pentru Frătean și de la distanță, însă din nou fără probleme pentru Uțu. Evoluție sigură pentru Andrei Uțu. Și la faza golului a reușit să despingă în primă fază șutul lui Dărjan Mariș, însă apoi din câțiva metri a reușit să-l învingă. Pasă bună lui Chișu acum pentru Silaghi. Talonat acolo Ștefan Silaghi, întoarce în spate, însă foarte bine a blocat jucătorul Floreștiului. Și e fault făcut de Silaghi asupra lui Corpodean. E un scor care convine turzii, care rămâne la 4 puncte de CS Florești. Și cu un meci mai puțin, acea restanță de miercuri de la ora 17 de pe terenul lui Triteni. Un meci însă deloc ușor pentru Turda. Chișu pe partea stângă, talonat de același Bogdan Părăvan. A avut mult de lucru Părăvan în această repriză secundă. Centrarea lui Chișu pentru Silaghi, însă dă pe lângă Milge Ștefan Silaghi. Minutul 79. Se retrage Lucian Mărie. Pe partea dreaptă se află Mihai Frătean, pasă în zonă centrală pentru Mariș, autorul golului. S-a apărat bine, însă cocoară. Vali Marcu. Pasă bună pentru Chișu. Duel același cu Frătean. Greșește însă Adrian Chișu. Frătean. Părăvan schimbă bine partea. Este acolo Corpodean, cred. Mariș la marginea careului, talonat de Cocoară. Centrare la Dărjan.
Frătean din unghi șutează foarte bine, blochează însă Chișu. Se resimte Chișu. A primit o minge în zona sensibilă. Minutul 80, încă 10-12 minute cu tot cu prelungiri. 1-1 între Areșul Turda și CS Florești. Corner pentru Oaspeți, centrare înaltă. Trec pe sub balon Mariș. Recuperează Silaghi. Minge de urmărire pentru Mărie. Respinge însă Frătean. Foarte bine se descurcă Bogdan Părăvan. Recuperează același Chișu. Foarte bun meci făcut de Adrian Chișu. Ionescu respinge. Drăjan pe partea dreaptă, talonat de Paleoca. Nu trebuie să faulteze acolo. Paleoca îl scoate bine în exterior pe golgheterul echipei din Florești. Scoate în centru pentru Someșan. Ocazie importantă acum la Mariș, însă nu urmări nimeni în faza pentru Oaspeți. Savu. Paleoca. Marcu. Chișu în partea stângă învăluie Lucian Mărie. S-a văzut puțin Ștefan Silaghi. Fault făcut de Gheorghiță Lăcătuș. Se descurcă foarte bine acolo Andrei Someșan între Mărie și Savu. Frătean. Foarte multe mingi trecute pe la Mihai Frătean în repriza secundă. Decarul echipei din Florești. Mărie pune bine corpul și recuperează. Neînțelegere între Mărie și Silaghi. Acțiune bună acum pentru Oaspeți. Respinge însă în afara terenului Marius Ionescu. Rămâne 1-1 minutul 83. Final de meci extrem de tensionat, se poate întâmpla orice aici pe stadionul municipal din Turda. Centrare blocată a lui Văidean, s-a apărat bine Alex Savu. Rămâne în față doar Gheorghiță Lăcătuș. Se pregătește intrarea lui Sergiu Mărginean. Văidean, centrare, reține fără probleme însă Andrei Uțu. Marcu, Paleoca, are spațiu. Din nou Frătean pe partea dreaptă. Văidean greșește preluarea Lăcătuș. Faultat acolo și nu s-a dat fault, însă a fost ținut de tricou Gheorghiță Lăcătuș. Drăjan
Din nou Frătean pe partea dreaptă, centrare, însă mingea iese în afara careului, recuperat acolo de Someșan, centrare înaltă în zona lui Drăjan, respinge Ionescu. Greu pentru Lăcătuș între doi oameni. Foarte bine intervine Marco în fața lui Mihai Mariș, iată autorii celor două goluri. Încă un corner la poarta lui Iuțu. Execută același Laurențiu Văidean. Centrare înaltă. Reușește să îndepărteze pericolul de acolo Rareș Bituleanu. Trebuie să iasă Turda din propriul careu. Minute foarte bune ale Floreștiului. Recuperează Mărie Lăcătuș. Posibilitate de contraatac pentru Turda. Pasă bună pentru Ștefan Silaghi. Talonat acolo Silaghi de Corpodean. Lăcătuș, însă nu se grăbesc jucătorii turdeni. Par mulțumiți cu acest 1-1. 1-1, însă e un scot periculos în cazul în care Turda nu se va impune la triteni. Marcu încearcă să schimbe partea de spingere acolo, însă Corpodean. Și se face acum schimbarea. Intră pe teren Sergiu Mărginean, minutul 86. Să vedem cine va ieși. Iese Adrian Chișu, omul care a scos penaltiul. Evoluție bună pentru Chișu, s-a luptat mult, schimbare și la Florești. Intră pe teren Cristian Cucuruzan. Și a ieșit Laurențiu Văidean. Lăcătuș. Silaghi, centrare pe jos, însă nu a fost Silaghi, ci Bituleanu. Din nou Frătean pe partea dreaptă. Pasă în adâncime, nu trebuie să fie probleme pentru Țu, care iese și reține simplu. Marcu. Savu. Rămân în pressing ce de la Florești. Cocoară. Lăcătuș. Scoate în centru, însă nu era urcat Alex Savu. Nu este Drăjan, ci Mariș. Protejează bine în fața lui Cocoară. Rezolvă faza, însă Marius Ionescu. Pasă în adâncime pentru Silaghi, iese Tiuț și degajează. Foul din spate acolo asupra lui Bituleanu, lovitură liberă pentru Turda. ...89 minutul aici pe stadionul municipal. Se va face încă o schimbare la CS Florești, intră Claudiu Rus. Și iese de pe teren Mirel Toader. Lăcătuș, preluare bună la marginea careului. Pasă pentru Baleoca, centrale, Caleuco! Turda înscrie Lucian Mărie în minutul 90!
Turda poate rezolva calificarea cu această victorie contra Floreștiului. Foarte bine a protejat Gheorghiță Lăcătuș și Paleo că a trimis în gura porții, de unde Lucian Măria a îndeplinit o simplă formalitate. Gol extrem, extrem de important pentru Turda, marcat de Lucian Mărie. Iată, își răzbună ratările din partida cu Feleacu. Lucian Mărie marchează probabil cel mai important gol al sezonului pentru Turda. Foarte bine a protejat Gheorghiță Lăcătuș. Paleo ca centrare de nota 10 în fața porții. De unde Lucian Mărie a împins balonul în plasa porții apărate de Călin Tiuț. Frătean degajează Vali Marcu și cartonaș galben pentru Radu Litean, jucătorul de rezervă a Tuzii. A trimis balonul intenționat. Balonul Litean în tribună, în teren, în tribună se află și câștigătorul Cupei României, Coareșul Turda, domnul Onac, o adevărată legendă a fotbalului turdean. Am intrat în minutele de prelungire, Areșul Turda, CS Florești, 2-1, se pregătește intrarea lui Rareș Moldovan. Absolut toți jucătorii de câmp ai Floreștiului sunt în preajma careului. Centrare înaltă. Foarte mare aglomerație! Jucători respinge acolo Andrei Uțu, care face un meci mare. Ocazie importantă. Și va fi corner. Urcă în careu și Călin Tiuț. Se va face schimbarea. Intră Rareș Moldovan. Să vedem cine va ieși de pe teren. Iese Silaghi. O ocazie cât o promovare. O fază cât o promovare aici pe municipalul din Turda. Acest corner al Floreștiului. A urcat și Tiuț. Rămâne undeva la 40 de metri de poarta turdenilor. Un jucător de câmp iese și respinge Uțu. Șut și egalează Floreștiul la ultima fază. Gol marcat de cei de la Florești în prelungiri. Nu am văzut cine a înscris și iată 2-2, un meci nebun pe final. A reușit să înscrie Cristian Cucuruzan, jucătorul intrat în minutul 86. Doi la doi între Areșul și CS Florești, două goluri marcate în prelungiri. Neatenție în defensiva turdeană. Și în acest moment Horațiu Feșnic pune capăt partidei. Continuă lupta la promovare. Areșul, Turda și CS Florești încheie la egalitate, 2-2. Meci echilibrat, cred că e un rezultat echitabil. Două goluri marcate în prelungiri și continuă lupta la promovare. Turda trebuie să câștige la Triteni pentru a se duce la 7 puncte distanță față de CS Florești. Miercuri la ora 17 în direct pe Turda News va avea loc acea partidă. Continuă așadar bătălia între cele două echipe pentru locul de baraj, unde formația câștigătoare din județul Cluj va evolua contra formației câștigătoare din județul Sălaj. O partidă demnă de un derby aici pe stadionul municipal. Noi ne vom reauzi mâine la ora 18 când vom transmite meciul din play-off-ul Ligii Naționale dintre Potaița Turda și Dunărea Călăraș. Apoi miercuri ora 17, Unirea Triteni, Areșul Turda. Noi suntem Florin Crișan,
Gelo Florea și Edward Kemendi. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne auzim mâine la ora 18, atât de aici, de pe Municipal. Un weekend plăcut tuturor. La revedere!